I was worried you'd blow up my reputation, but I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you make me. Wow, suntem la mare. It's very finger for people like them. Oh no no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone. I'm like a. E atât de frumos, dar parcă lipsește ceva. Hei, salut! V-a plăcut vlogul nostru când am plantat florile, așa-i? E o grădină minunată! Dar ce-ar fi să mai adăugăm puțină culoare? Ar merge ceva verde! Gazon? Da, mami, ar fi o idee foarte bună! Pentru asta îl trimitem pe tati la cumpărături! Hei, a ajuns tati! Hai să vedem! Haideți să le scoatem! Wow, ce colorat arată! Alea sunt foarte faine! We don't worry about tomorrow, we just do. Tati, te ajutăm și noi! Waking up at sundown, the world's our playground. Oh, sunt treci! Hai să mai cărăm! Haide să vă povestesc ce a luat tati. A luat așa, în primul rând, acest gazon japonez care este minunat. Priviți, dacă ne va ieși așa, vom avea cea mai frumoasă grădină din tot Bacăul. Pentru că nu a găsit substrat special pentru gazon, a luat așa, un pământ de flori, un substrat, da, de grădină și nisip pentru construcții. În mod normal se pune nisip de cuarț, dar nici din ăla n-a găsit. Dar s-a informat de la fratele meu, care este arhitect peisagist. Găsiți linkul site-ului lui în descriere. Dați acolo un like și urmați indicațiile lui de pe Facebook. Noi am obținut informații că așa reușim să facem un substrat bun și să ne crească gazonul. Să începem. Deja am făcut pregătirile până la pasul 3. Am săpat, am întors terenul, adică am curățat solul, am greblat, am afunat și am adunat pietrele. Apoi am nivelat atât cât s-a putut, iar acum urmează exact plantatul. Trebuie să semănăm aceste semințe, să realizăm împreună substratul și apoi peste semințe să punem substratul și să îl greblăm, udăm și așa mai departe. Să trecem la treabă! Putem să vă ajutăm și noi? Desigur! Desfac eu așa! Shake it, shake it, baby! Shake it, shake it, shake it, shake it! Ah! Poftim! Terminăm de semănat și vă vom arăta cum facem acel compost, acel amestec pentru gazon. Ce fac fetele acolo? Iar eu mă pregătesc să fac un TikTok, am ales melodia. O să-i dau cu temporizator. Deja îl pornesc. Cred că a ieșit. Hai să vedem ce a ieșit. Așa arată. A ieșit. A ieșit într-un fel. Imaginam altceva, dar merge și așa. Am terminat, acum hai să punem semințele de flori. Aici avem florile, hai să punem. Ia un atom. Așa bătătorim terenul. Ce unelte de bătătorit avem. Ia să vedem, ia. He, he, he. Aici, hai, bate, bate, Bri. Bate terenul. A, bate Ian de palma, bate. Ai înțeles ce-a înțeles ea? Hai, Teo, Briana, fă așa. Bravo, 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 Bri, bravo. Așa ajutați voi? S-a urcat Teo pe mine ca să fie mai greu. Ce idei mai aveți? Punem și aici. Și Briana pune. Ia, priviți ce pe mâini. Aici, aici, Briana, aici pe pământ. Așa, bun. Amestec de flori pentru gazon japonez. Avem aici semințele de flori. Yeah. De câte feluri sunt, forme, culori, dimensiuni. Deci o să avem o grămadă de flori. Da. Wow, arată super. Cred că aici sunt peste 200. Hop, hop. Arunce aici, Briana, hai. Bravo, Bri a plantat flori. Hai, Teo, și tu, rândul tău.
Acum vom amesteca nisipul cu această mraniță și ne va da solul special pentru gazon. Acum să trecem la amestecat. Hai, vino, tati. Așa se amestecă. Tati, de ce trebuie amestecat nisip cu pământ? Ajută apa să rămână în sol. Fetelor, vă place să vă băgați mâna în acel pământ? Da. Tati ne va împrăștia pământul, vă face niște grămăjoare, iar noi îl vom redistribui cu grebla. Fui, Mara. Ce frumos arată pământul ăsta, negru și fertil! Așa arată pământul! Revenim după ce terminăm de nivelat. Și dăm drumul la apă. Ia uitați, acum o dăm! Arată foarte bine! Acum dau și eu! Ia uite la mine! Flouă! Distracția poate continua așa, la nesfârșit.